El își dorește să obțină titlul de Mister Supranațional. În premieră, țara noastră va fi reprezentată de modelul Giovanni Crețu. Competiția are loc în Polonia, iar pentru Marele Premiu vor concura peste 40 de reprezentanți. Haideți să-l vedem pe al nostru! My name is Gheorghe Crețu. I'm 26 years old and very proud to represent the Republic of Moldova at the most important international men contest, Mr. Supranational 2019. Ultimele două luni au fost destul de încordate pentru moldoveanul care ne va reprezenta țara în Polonia, în cadrul celui mai prestigios concurs de modele dedicat bărbaților. Evident, este o responsabilitate foarte mare, adică nu este vorba că mă prezint doar pe mine, prezint o țară întreagă la un nivel internațional. Corpul bine sculptat îi se datorează antrenamentelor zilnice, dar și anilor buni în care a activat în cadrul batalionului cu destinație specială Fulger, dar și în legiunea franceză. A fost o provocare pentru mine, activam în Fulger, vreau de destinație specială Fulger aici la noi, am fost nevoit să mă eliberez, vroiam să trec la o altă etapă de dezvoltare, am plecat în Franța. Deci 5 ani de zile s-au pus amprenta în viața mea. Bărbăția, motivația, colectivul și multe etape ale vieții și-au pus amprenta, am învățat foarte multe, este o lecție de viață. Pentru a participa la concurs, tânărul a trecut un casting în România, iar acum urmează 2 săptămâni pline cu multe probe de foc pentru conaționalul nostru. Nu avem drept să fim la curent cu toate problemele care vor fi acolo. Evident, va fi proba fizică, proba intelectuală, proba interviu, proba modelingului și cam așa, știu, o generalizare. Însă, practic, zilnic o să avem câte o nouă probă la care 2 săptămâni nu putem să știm zilnic ce o să facem acolo. Marea finală va fi transmisă în direct online, dar și de către televiziunile din 150 de țări în data de 7 decembrie, începând cu ora 17. Până atunci ne putem vota favoritul pe pagina oficială a concursului. Vreau să fiu un exemplu pentru tânăra generație, să audă de țara noastră și la astfel concurse internaționale avem și noi bărbați, putem și noi lupta la astfel de nivel internațional, să le dau curaj celor care vor să-mi urmează calea și să fiu un exemplu pentru tânăra generație să fie mai buni.